N-am aruncat prosopul în lupta cu cancerul, spune Mihaileu. S-a operat și a urmat un tratament la Viena, iar acum își face analizele de două ori pe lună la București. Un aparat revoluționar îi arată toate problemele din corp. Am făcut două ședințe și mai trebuie să fac încă șase. Că așa puțin ți se moaie picioarele, mi se părea că trăiesc într-un vis, că nu este real ce se întâmplă. Trebuie să lupt, am o soție extraordinară, am un băiat extraordinar și ei sunt primii, să zic, din viața mea pentru care merită să mă lupt. Leu a fost surprins cu un mesaj chiar de la Vitali Klitschko, cu care se știe din Germania. Am primit foarte multe mesaje de încurajare. Pe mine m-au emoționat foarte mult.